Mihai Câmpan, membru PRM în Organizația Municipală din Suceava, spune că în trecut a fost invitat la București de cei care conduc Partidul Poporului pentru a prelua frâiele acestui partid în județul Suceava. Veniți și să faceți partidul ăsta, cum spune, al poporului. Acolo, stând de vorbă, vreo 3 ore, că am stat domnul doctor Cojocaru și mi-a spus așa: domnul Câmpan, uite care e treaba, eu îți dau în puternicire și să faci organizație pe județul Suceava. Bine, zic, de acord. Dar care este situația? Văd că aici Deaconescu, Simona și cu Barbu trag pe partea lui domnul Băsescu din umbră și eu, dacă acești oameni se vor duce cu domnul Băsescu, eu mă las, v-a spus, clar, mă detașez de ei. Acesta spune că a fost înștiințat la acel moment că trebuie să aibă grijă ca președintele țării să nu fie rău famat și lucrurile vor decurge bine. Acesta este și motivul pentru care, spune Câmpan, nu a acceptat să preia conducerea Partidului Poporului Dan Diaconescu. Eu am aici dat o puternicie de către domnul Cojocaru de a face aceste organizații în județ. Nu aveam încă ieșit de la tribunal și de aia nu m-a pus stampilă. Deci am și numărul de telefon și carta de vizită al lui domnul Cojocaru, pe care mi-a spus destul de clar: domnule, să avem mare grijă de acești trei. Și așa s-a întâmplat. Deci domnul Deaconescu a dat mâna cu Băsescu și oamenii să nu mai creadă într-acest partid.